Bun, deci mergem mai departe. Deci deocamdată avem 3 straturi și totul este funcțional. Deci dacă avem bancheta 0, putem să punem bancheta 0, merge taluzul drept, da? Dacă vrem să nu avem taluz la straturi de asfalt, punem 0, totul este drept, da? Dacă vrem să nu avem stratul 2, îl scoatem. Dacă vrem nici stratul 3, îl scoatem, da? Deci practic totul este funcțional deocamdată. Și putem merge mai departe la următoarele straturi. (0, 0, 2). Aici cum am făcut până la urmă, la stratul 3, da? Stratul 3 avem punctul P8 care merge drept, care merge normal, în mod normal, da? Fără alte figuri, și mai departe l-am extins la P14, da? De la P8 am plecat cu P14, în care am pus o condiție, if, dacă, da? Deci dacă G3, grosimea stratului 3, este mai mare de 0, atunci BA, adică banchetă asfalt, înmulțește la 2, da? Pentru că dacă înmulțești la 1 se duce până aici și dacă mai înmulțești la 2 se duce, se extinde practic, da? Nu știu cât de corect este, dar deocamdată doar această metodă mi-a venit în cap, pentru că eu nu pot să mă leg de la P6, da? Pentru că P6 este din stratul 2. Dacă mă leg la P6, când stratul 2 pleacă, îmi pleacă și codurile de aici, da? Nu o să se găsească la ce se lege. Și atunci cu P8 am plecat din P2, da? Cu taluz, cu slope, cu taluz, cu taluz și cu pantă, sau cum am plecat eu? Slope în delta Y. Da? Am plecat de la P2. P2 cu delta Y în jos, adică minus G1, minus G2, minus grosime 1, minus grosime 2, și cu panta. Da? Am identificat punctul 8 și de la el deja plec. Deci eu cu toate straturile trebuie să plec de la P2 ca să pot face ceea ce vreau, da? Să-mi iasă bine. Și deocamdată totul e ok. Acum mergem mai departe cu straturile de piatră spartă, balast și ce mai avem noi acolo. Deci trebuie să mai construim încă 3 straturi. Dar aceste 3 straturi aș fi vrut să le adaug o banchetă tot pe zona de acostament, da? Practic straturile de asfalt vin pe banda carosabilă, dar celelalte trebuie să plece și sub acostament, sub trotuar posibil, sub șanț, da? În dependență ce situație avem. Sau chiar sub acostament. Pentru asta noi trebuie să mai adăugăm o lățime, probabil un parametru, lățimea acostamentului. Și cred că trebuie să adăugăm un punct auxiliar din P2 care nu va fi vizibil, dar noi să ne legăm de el pentru a construi straturile de la acostament. Da? Chiar așa și o să facem, cred că așa e mai bine. Bun, deci avem 3 straturi, mai adăugăm încă un strat. De fapt și aici, la stratul 1, trebuia să construim niște puncte auxiliare și să construim stratul 1 după punctele auxiliare și stratul 2 și stratul 3, da? Deci un punct auxiliar aici, în P2 trebuia să facem. Dar, na, învățăm din mers. Deci eu aici aș insera un punct auxiliar acum, separat. Sau să-l las pe urmă. Nu, hai să-l adaug acum. Asta în cazul în care nu trebuie să fac acostament, sau cum să-l fac. Eu n-aș face aici acostamentul, de ce? Pentru că dacă folosesc acest subansamblu la un drum, în zona de intersecții aș vrea să am libertatea să-l pot tăia. Dacă îi fac acostamentul aici, nu mai pot folosi pentru zonele de racordare. Da? Pentru că în zona de racordare nu trebuie să am acostament sau nu trebuie să am partea de acostament stânga-dreapta, da? Ca să pot intra cu intersecția. Deocamdată asta este dinamic, îl pot folosi, da? Pentru că am venit aici, am dat 0, 0, 0, da? Și practic îl am drept aici, da? Deci îl pot folosi ca și racord, da? Dar dacă adaug auxiliar, păi asta nu adaugă acostamentul, dar adaug doar un punct de asta, da? Bun, hai să-l adăugăm atunci punctul. Dar unde să-l adăugăm? Hai să facem aici strat 3, strat 4. Strat 4. Strat 4. 1, 2, 3, 4. Da? Și aici, înainte de asta trebuie să adăugăm punctul la auxiliar, ca să ne putem lega de el. Deci noi vom pleca cu stratul 4, da? Și noi trebuie să avem posibilitatea să venim cu el până aici. Banchetă nu ne mai interesează de asfalt, pentru că este asfalt. Noi ne interesează să venim cu el până aici. Și în unele cazuri, dacă avem acostament, să-i dăm posibilitatea, adică să folosim banchetă acostament, ca să zicem așa, ca să putem face diferența. Și în unele cazuri să plecăm cu ea mai departe. A, păi deci putem să nu ne legăm de punctul ăsta. Ne legăm tot așa de strat de P2. Da, hai să mergem tot așa. Și vedem ce iese. Dacă nu iese acum, asta este, facem modificări pe parcurs, da? Deci în dependență de proiect, noi o să încercăm să îmbunătățim, eu o să încerc să îmbunătățesc acest ansamblu, pentru că eu încerc acum să bag maxim în el, da? Dar nu pot să prevăd toate problemele sau toate situațiile de la proiecte, da? Bun, hai să începem. Deci adăugăm punctul. Nu aici, mă, aici. Adăugăm punct pe 15, care este egal cu slope în delta x, y. Slope în delta y, adică slope ăsta și delta y ăsta, da? Și aici iarăși, dacă mă duc, a, deja aici voi pune altă pantă. Da, ok, hai să vedem. Complicat. Deci slope, am zis noi să fie minus talus TSA, da? Minus TSA, cred. Vedem. Și la delta Y minus G1 plus minus G2 plus minus G3. Aha. A, s-a legat de origine. Mie îmi trebuie să lege de P2. De aceea în P2 ar fi bine să pun un punct auxiliar, da? Deci a plecat bine, da? Deci vine din P2 cu taluz, cu tot, și aici ar trebui să-i pun banchetă, dacă aș vrea să-i pun banchetă, da? Dacă nu, deci cred că s-a mărit și distanța asta. Da, banchetă din alt... Da, așa, ok, și acum adăugăm bancheta. Bancheta fiind delta slope în delta X. Și slope fiind TSA, talus strat asfalt, nu. Panta 1 pe 1. Pe 1 cu minus, atunci băgăm pe 1. Pe 1 pleacă din punctul P15. Din P15 și delta X pleacă cu BA. Ia. BA s-a dus înmulțit la 2. S-a dus. Putem să lăsăm așa sau putem să mulțim la 3. Da, și legăm cu pe 15, dar nu știu ce dracu fac eu aici, că nu e bine. În fine, hai să lăsăm așa, vedem pe urmă. După care mai adăugăm încă un punct aici și ăsta o să plece în jos din P16, pleacă din P16, pleacă cu taluz de data asta. A, nu, deci la punctul ăsta eu acum, dacă am acostamente, aș putea pune aici încă un parametru, da? Și îi zic la acest parametru banchetă acostament. Dar nu e bine. Stai, mă, că nu așa. BAC. Bancheta asfalt, bancheta acostament. Și la bancheta asta de acostament aici îi zicem 0,5, da, chipul lățimea acostamentului, dar nu cred că e bine ce fac. Pentru că 0,5 e sus, nu aici jos. Deci asta trebuie să legăm de aici de sus, de la 0,5, să plecăm cu el la un taluz anume sau la 0, da, deci așa ar fi corect. Deci tot cu punct auxiliar trebuie făcut. Pentru că eu dacă îi dau 0,5 aici, nu e cum ar fi 0,5 aici sus. Da, hai să mergem așa, hai să vedem ce iese. Deci odată B am mulțit cu 3, da, plus BAC. BAC. Acostamentul. Da, și a plecat cu panta de... Și aici pleacă cu panta de 2,5, panta asfaltului, dar... E bine că ăsta se micșorează din panta asta, deci din stratul ăsta pleacă cu 4%, restul merg ca și straturile celelalte, da? Să presupunem că e bine. E, și aici deja pot să vin cu talus de la acostament. Deci noi avem odată taluz strat asfalt, da, ok, și mai avem odată taluz strat acostament, tot așa, TSA, TSA, C, de la acostament. Ăsta ar veni cu 1,5, nu, 3/2. (2/3). A, nu am schimbat slope, trebuie să-i schimb aici slope. Slope, slope, 1,5 și aici scriem taluz acostament. Taluz acostament și ăsta îl modificăm taluz TAC, taluz acostament, TAC, da? Și aici parcă avem două puncte, dar nu avem două puncte, avem un singur punct, nu? Pe 16. A, și pe 17 acolo. A, nu, pe 16, a, pe 16, de unde s-a luat asta? Pe 16, da, și pe 17, a, pleacă din pe 16, da, ok, și se duce în jos cu G3, G4, G4, da, care este la noi aici grosime 4 și are grosimea de 0,15. Deci ăsta este la noi în delta slope, în delta Y, da, și la slope aici avem TAC, taluz acostament TAC minus probabil și la delta Y avem așa. Deci trebuie să plecăm, păi nu mai plecăm nicăieri, plecăm de aici. G4. Cred că ceva deja nu fac corect. Da, e bine. Reverse slope. Nu. Minus. S-a dus. A dispărut. Revers. P16. Slope în delta Y. G4. Minus G4. A. Da. A. Și ia să le legăm. Merge legat? Merge. Da? Deci, practic, primim aici acostament. S-ar putea să nu fie corect, să nu numerească la 0,5. Dar dacă nu numerește, vom fi nevoiți să creăm aici asta de 0,5. Acum mai adăugăm încă un punct. Și punctul respectiv trebuie să fie ceva asemănător cu P9. P9, dacă plecăm în stratul 3, îl găsim aici, P9. P9 este minus G3 și pleacă din P7. Pleacă din, nu, da, din P7, care nu este, este aici, da, P7 fiind punctul ăsta care minus G1 plus G2. Deci trebuie să construiesc un fel de P7, da, care are delta X și pleacă din toate 3. Copy, mă duc înapoi, mai adaug un punct. Și ăsta rămâne cu delta nu știu ce și la Y băgăm asta și plus minus G3. Da. După care plecăm cu alt punct și acesta plecăm din P19, da? Din P19 cu minus G4. Și putem să și lunim, da? Și acum deja rămâne să unim P20 cu P17 printr-un link. P20 cu P17. Da. Și mai adăugăm shape aici, la sfârșit. O luăm de aici. Shape. Nu vrea. De ce nu vrea? A, nu mai are din punctul P19 până în P15. Da? Deci trebuie să mai adaug încă un link din P19 punctul care l-am creat aici. Da? Ca să am un contur închis până la P15. Până la P15, până la punctul 15, da? Și acum ar trebui să meargă. Tot numere. Deci ăsta pleacă din P15. P15 nu are niciun add link. P15 pleacă din P2, nu degeaba îi fac add link că nu o să meargă. Ce nu-i place? Deci ăsta vine până pe 15, da? Al 13 nu este al meu, al 2. 22. A, al 22 nici nu l-a făcut. Deci P19, P15, P19. Nu creează așa ceva. Hai să ridicăm P19 mai sus. Să-l creăm printre primul P19, P20, P15, P16, 17, 18, 18. Ce treabă ai tu aici? delete, L21, L22, care pleacă din P19 până în P15. Nu vrea. Bun, atunci plecăm la P19 și mai adăugăm aici plus minus 0,02. Pe 19 asta îl ștergem ca să nu ne încurce. Uite, vezi, este contur 02 01, da? Deci există contur, dar de ce nu vrea să-l închidă? Hai să-l închidem. Shape. Uite că a luat acum. Și mă duc înapoi la P19 și aici îi scot asta. Gata. Nu știu de ce nu vrea să ia. Așa, și în cazul în care eliminăm S3, 0, ăsta, S4 se construiește, da? Deci totul este ok. Mai trebuie să-i dau o denumire la S4. NS4. NS4 care are string valoarea să fie ps și aici scriem grosime, nu grosime, nume 3, nume 4. Nume 4. Save. Bun, deocamdată atât și vom continua în celelalte. Nu așa, 0,1. A, și să scoatem grosimea 0, să-i dăm la asta. Te vezi la P16. La P16 trebuie să facem formula aia care am făcut-o. Dacă, if, paranteză, G4, adică grosimea 4. G4 este mai mare decât 0. Mai mare decât 0, virgulă. Fă formula asta. B înmulțit cu 3 înmulțit cu BAC. Dacă nu, 0. Închide paranteza, da? Și a dispărut. Da? Dacă G4 este mai mare de 0, adică 0,15, atunci o crezi. Folosești BA înmulțit la 3 plus BAC. Banda costament, da, ceva de genul. Acum nu știu cât de funcțional o să fie acest subansamblu, dar deocamdată încercăm să-l creăm, să vedem ce iese până la urmă.